Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea de luni. Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilință recunosc și mărturisesc că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii tale dumnezeiești. Deci astăzi, că este luni și începutul săptămânii, mă rog cu umilință îndurării tale, celei mari, iartă-mi păcatele, cele de voi și cele fără de voi, și ajută-mi să pun început bun și să port multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la sfânta ta răstignire. O, Doamne, astăzi îți dau sufletul și trupul meu și voința mea, rugându-te să fie voia ta cu mine după buna plăcerea ta. Pedepsește-mă, Doamne, după îndurarea ta, în această lume, iar nu în cealaltă viață. Și iartă pe cei vii și pe cei răposați, pentru rugăciunile Sfintei tale biserici, și pe toți ne învrednicește și de mărirea ta în rai. La aceasta pun mijlocitări pe Sfinții tăi îngeri, către care zic, o cereștilor ajutători și păzitori ai oamenilor, vouă mă închin și vă mulțumesc pentru ajutorul și conducerea ce ne-o dați în toate zilele nouă nevrednicilor și păcătoșilor. Scutiți-mă de vrășmașii cei văzuți și nevăzuți, ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu. Învredniciți-mă să văd la moartea mea, stând în jurul meu, și să duceți sufletul meu în cer, ca să se închine măririi feței lui Dumnezeu. Iar vouă să vă mulțumesc acolo pentru purtarea de grijă ce ați avut pentru mine, și binele vostru să-l spun cu glas neîncetat în veci. Amin.